Este total eronat ce reclamă din titlul respectiv. Nu este un simplu cetățean, este fost candidat, perdant, unul care încearcă o campanie de denigrare. Firma respectivă a fost angajată, sau mă rog, s-a încheiat un contract pentru a salubriza zona respectivă. Deci asta este vorba. Și încearcă să o arate în ce formă că nu este infracția autorizat. Dar de aceea sunt acolo reprezentanții discuției care a fost sesizată, să nu știu exact cine au sesizat, și vor verifica și vor scoate rezistență adevăr. Am înțeles, deci dumneavoastră spuneți că aici nu se îngroapă gunoi menajer. Ferească Dumnezeu, acolo este gunoi depozitat de ani de zile, de 30, de 40 de ani, de când lumea, când ducea oamenii gunoi pe cuturi, pe cârlă. Deci dumneavoastră spuneți că aceste afirmații că aici se îngroapă gunoi nu sunt reale. Este total neadevărat. Că oamenii aia sunt acolo să ridice gunoi. Ora l-au adunat în grăne, dar se poate vedea, dacă ați ajuns acolo, puteți vedea. L-au adunat, l-au strâns în grăne, era împrăștiat o zonă foarte... Noi urmărim să salubrizăm zona respectivă, să igienizăm, să după aceea două șanse, unul la intrare, unul la ieșire, să nu se mai poată ajunge acolo. Este o zonă ferită de ochii lumii și din tot județul au tot dus acolo gunoaie. Dar în faptul că atunci când desparcă sau, mă rog, pasculează, dar nu sunt văzuți. Și să nu mai poată ajunge. Acum vom face două șanse după ce salubrizăm zona respectivă.